Echipamentele de protecție au fost primite de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și au fost repartizate Direcției de Sănătate Publică, Spitalului Județean, Serviciului de Ambulanță Județean și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. În total au fost primite și repartizate 1380 de combinezoane de protecție. Instituțiile amintite, precum și Spitalul Municipal Sighetom Armației, respectiv Spitalele Orășinești din Borșa și Vișeu de Sus, au mai primit 200 de combinezoane de protecție și 1125 de măști. Echipamentele primite de ISU Maramureș vor fi utilizate de către personalul care asigură misiunile de transport specializat al persoanelor suspecte sau infectate cu noul tip de coronavirus.